Tomisai devine istorie. La niciun an de la amplasarea ei, proprietarii roții panoramice de la poarta 1 au început demolarea ei. Lucrările vin după ce actualul primar Virgil Chițac a amenințat că va da dispoziție ca roata să fie demolată de Confort Urban, societatea municipalității. Amintim că autoritățile locale au decis să nu mai prelungească autorizația de funcționare a roții panoramice de la poarta 1. Conducerea primăriei Constanța a explicat pe pagina de Facebook de ce a luat această decizie de a nu prelungi autorizația de funcționare emisă către operatorul economic care s-a ocupat de montarea ei. Terenul situat la poarta 1, ocupat temporar de roata panoramică, este necesar pentru realizarea organizărilor de șantier, pentru proiecte cu fonduri europene care au ca obiectiv reabilitarea marilor bulevarde și care vor demara în perioada imediat următoare, au transmis reprezentanții primăriei. Tomisai sau roata în stil londonez, așa cum a fost botezată de primăria Constanța, a fost un proiect al fostului primar Decebal Făgădău.